Frumos, bine. Mergem mai departe. Scena parcă desprinsă din filmele cu mafios la Ministerul de Interne. Mai mulți grei din minister apar stând la o masă cu paharele în față, în timp ce un alt individ, cel mai probabil un subordonat care a greșit, stă în genunchi în fața lor, într-o încercare de a-și cere iertare. Ministerul de Interne a anunțat că a declanșat o anchetă după apariția imaginilor. În imaginile surprinse de jurnaliștii de la Național apar unii dintre cei mai mari șefi din Ministerul de Interne. Gelu Oltean, pe vremea când era chiar șeful serviciului secret al Ministerului de Interne, chestorul Ioan Buda, fost secretar de stat al MAI și actualul inspector șef al Poliției de Frontieră, și chestorul Marcel Ardelean, șeful Direcției de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei. Iar scena care se petrecea în sediul central al Poliției de Frontieră arată a judecată mafiotă, pentru că în fața celor trei grei apare un individ în genunchi. E chiar comisarul șef Aurelian Miu, însuși șeful serviciului control din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Nu se știe cu ce a greșit omul în fața superiorilor, însă umilința la care este supus arată că șefii sunt supărați rău. Jurnaliștii de la Național amintesc că la acea vreme Gelu Oltean, unul dintre personajele din fotografiile publicate, era șef al celebrei direcții 2 și un sfert, care tăia și spânzura în toată poliția română. De asemenea, arată jurnaliștii, cazul comisarului pus în genunchi nu ar fi singular. Aceștia povestesc de chestori trași în toalet, de pe chiar culoarele ministerului pentru a fi intimidați cu diverse imagini sau chiar de șef de structuri informative care, neexecutând ordinele lui Gelu, erau puși să se interneze la psihiatrie pentru ca astfel să le fie distruse definitiv carierele. Doamnelor, am vrut neapărat să vedeți aceste imagini. Vreți să le comentăm? Nu, e nimic de comentat. Eu aș face doar observație pe care am făcut-o chiar și înainte de pauza publicitară. Din punctul meu de vedere, acel comisar, domnul Miu, nu a fost omilit, ci s-a omilit singur. Nu cred că cineva a fost supărat. Se spunea în material că șefii de la poliție, mari șefii, erau atât de supărați încât l-au pus în genunchi. Eu cred că doar își băteau joc de acest om și acest om, fără pic de verticalitate, n-a făcut altceva decât să se supună disprețului celor prezenți. Cum acum... te pui în genunchi? Deci băieții ăștia erau la o popotă, la etajul 6 pe undeva, la șpriț, și vine ăla și se așează în genunchi. Tocmai de aia spun că supărarea nu cred că era dominantă. Nu cred că cei de la masă cu șpriț, cei care serveau acel părere. Da, poate explica și mie cineva ce resorturi psihologice ar fi în spatele unei astfel de atitudini. Eu nu de văd umilință. Niciunul din șefi să se fi ridicat sau să aibă cel puțin o pornire să ridice pe acel om. Adică, eu cred mai mult decât atât că e o practică. E greu să recunoaștem, dar să știți că în zona asta de funcție publică, și nu mă refer la funcționarii publici în anumit nivel, dar să știți că în administrația publică locală, în mod deosebit, unde primarii au un caracter mai dur, mai puternic, să știți că există tendințe de a supri funcționarul public, oricât de în etate ar fi acel funcționar public și oricât de responsabil. Imaginele astea trebuie văzute verbal, de toată lumea. Exact, e una să-l domini și alta să-l pui în genunchi. Să-și vă dați seama de ce aia stau la șprițache, că cu asta se ocupau și l-au chemat la ordin pe ăsta și l-au pus în genunchi. Ăsta ce probabil se ruga la Doamne, Doamne, nu. Zicea probabil, lăsați-mă în funcție. N-am adus obolul, cine nu, știe. Nu, se ruga la Doamne. La Doamne, nu la Doamne, Doamne, nu? Bun. Vreți să comentați, domnul Câmpanu, sau vă oripilează și pe dumneavoastră? Nu e nimic de comentat, într-adevăr, doar dacă nu cumva o fi vreo scenetă umoristică între prieteni, cine știe. O fi fost a fost un stand-up comedy, ceva, probabil, cine știe. S-au jucat joc de la cu pedepse pe la Ministerul de Interne. Dacă nu e asta, nu e nimic de comentat. Ei, aproape 30.000 de elevi.